e partidicul Schelda și implicit a drumului pe care l-am parcurs împreună în ultimii 11 ani, se cuvine să îi mulțumim Bunului Dumnezeu. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu și pentru faptul că acest moment coincide cu încheierea anului credinței, un sfârșit și un nou început sub aceeași lumină a credinței. Fie ca această lumină a credinței să luminează în continuare viața eparhiei voastre și drumul ei. În acest sens, vă aduc aminte sfatul edificator al Sfântului Benedict, Christo omnino nihil preponant, adică absolut nimic să nu pună înaintea lui Hristos. Este motul care orientează actuala misiune episcopală a eparhiei noastre și care ne invită să nu punem nimic mai de sus de slujirea lui Hristos în viața noastră. Vă invit, așa cum o făceam și la începutul drumului împreună în anul 2002, să concepem pe urmele lui Hristos lumina lumii, care spunea: cel ce luminează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Să pornim deci din nou la drum, să-L urmăm pe Hristos, fiind tare în credință, neclintiți în speranță și desăvârșiți în iubire. Să înlăturăm din drumul nostru spiritual orice ne-ar putea împiedica să călcăm pe urmele Lui și nimic să nu punem înainte de Hristos. Faptul că biserica noastră renaște acum, putem spune, din grup de cenușă, în pofida tuturor dificultăților, este semnul cel mai concret că misiunea ei nu s-a creat, ci dimpotrivă trebuie să continue până la timpul rânduit de Domnul, căci ceasul Domnului nici nu grăbește, nici nu întârzie, spunea eminentul cardinal de pioasă amintire Alexandru Dodea. Iubiți credincioși și dragi oaspeți, să încredințăm această nouă etapă a drumului familiei noastre parchiale, ocrotirii de-a Sfintei Treimi, Preacuratei Fecioare Maria, Sfântului Iosif, patronul eparhiei noastre și acestei capele, Sfântului Vasile cel Mare, Sfintei Tereza de Lisieux, precum și mijlocirii martirilor, mărturisitorilor bisericii noastre și a venerabililor episcop de pioasă amintire a eparhiei de Cruz-Gherla. Din partea mea, doresc să reînnoiesc aspirația de a sluji în continuare în cuget curat, fără atașamente materiale sau umane, întreita misiune de vestitor al Cuvântului, administrator al Sfinților Taine, sfințitor și conducător spre lumina necreată de Hristos, care mi-a fost încredințată și vă asigur pe fiecare dintre dumneavoastră desferită de mele rugăciuni. Voi spune acum, în final, în rugăciune cu Sfântul Ioan Damaschinul: curăță-mi, Doamne, mintea și inima, condu-mă pe calea cea dreaptă, ca o lumină strălucitoare. Dăruiește-mi un cuvânt ferm când de Scriptura, dăruiește-mi o limbă clară și prin intermediul limbii de foc al Spiritului Tău, prezența Ta să mă însoțească mereu. Păstorește-mă, Doamne, și păstorește Tu alături de mine pe toți ceilalți încredințați mie, pentru ca inima mea să nu mă ducă nici la dreapta, nici la stânga, ci Spiritul Tău cel Bun să mă îndrepte pe calea cea dreaptă, pentru ca faptele mele să fie după voința Ta și să fie cu adevărat așa până la ultima dintre ele. Amin. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, a Fiului Unul Născut, a Preasfântului și Bunului și de viață de pe Domnului Spirit, să coboare asupra voastră, a tuturor iubiților credincioși, veneraturilor, cuvioaselor persoane consacrate, onoratorilor familii, distinșilor vârstnici, iubiților tineri și copii, să vă lumineze acum la ceas aniversar, să vă ocrotească, să vă însoțească în peregrinajul vieții acestei.
acestuia, pentru ca la timpul rânduit să putem pătrunde împreună în lumina necreată și în lumina Lui să putem vedea lumina. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos.